Mă bucur foarte mult de fapt acest parteneriat al IPRE și al Centrului Euroatlantic pentru Reziliență și în acest sens vreau să mulțumesc și Fundației Ebert Stiftung pentru că finanțează astfel și încurajează astfel de colaborări și proiecte. Dar, într-adevăr, reziliența devine un buzzword în ultimul timp, dar este tocmai cazul când acest buzzword chiar este necesar. Dacă ne uităm așa istoric, în ultimul timp, nu știu cum, Black Swan-urile se tot adună și se adună. S-a început din istoria modernității noastre, probabil în 98, când toți s-au trezit cu bondurile rusești la pământ. Da? Și dacă vedem, Japonia nici astăzi nu-și poate reveni din acel șoc. După care am avut 11 septembrie 2001, iarăși așa, deci a fost un Black Swan și uitați-vă că avem urmările și astăzi. După care a venit subprime crisis în 2008, tot așa, parcă toată lumea era, chiar au fost și din cei care au făcut bets pe faptul că această piață se va prăbuși și ei chiar s-a prăbușit, dar a fost, în general, a fost un black swan. După care, ce am avut? Deja am avut o pauză și a intervenit pandemia din 2020, tot așa. Jumătate de an mai devreme, lumea strângea în conferințe și discuta că, uite, asta ar fi modelul de propagare a unor virus de acest gen, dar uite că ne-a surprins. Și după care a venit războiul din Ucraina, tot așa. O parte din serviciile de inteligență spuneau foarte clar că, uite, se întâmplă, se întâmplă, se întâmplă și altă jumătate de glob zicea, nu, dar nu poate fi. Iată că s-a întâmplat. Și atunci această noțiune de reziliență devine și mai importantă. De ce? Pentru că noi trebuie să devenim agili. Noi trebuie să devenim foarte flexibili în assessment-urile noastre, în ce noi facem. Și foarte, foarte important, trebuie să găsim un model prin care implicăm tot mai mult și mai mult cetățenii. Atât în asigurarea securității statului, dar și în asigurarea dezvoltării instituționale. Și aici este un echilibru destul de dificil de găsit. Aici este un model foarte complex de a încuraja cetățeanul să participe. Acum, Republica Moldova trece prin acest, a început, a demarat acest exercițiu de National Security Strategy Review. Este evident această necesitate deja presantă, mai ales după ce Rusia a declanșat acest război împotriva Ucrainei. Și dincolo de reassessment-ul la incertitudine de securitate și riscurile de ordine de securitate, dincolo de lucrurile care deja astăzi sunt evidente că Republica Moldova nu mai poate miza doar pe instrumente de politică de externă, unul din ei fiind neutralitatea, trebuie să porceadă nemijlocit la dezvoltarea capacității de apărare. Dar aici, cum discutam mai devreme, ai nevoie cetățeanul să susțină acest demers pe care guvernarea îl conștientizează, înțelege că este critic pentru supraviețuirea statului, dar neapărat trebuie să aloci resurse, pentru că fără resurse nu se întâmplă nimic. Și iată aici ai nevoie de susținerea cetățeanului acestui demers. Aici avem foarte, foarte mult de lucru. Mai sunt două dimensiuni care trebuie să luăm o decizie. Apropo, suntem în acest proces de a lua o decizie. În ce măsură aici trebuie să mai băgăm două dimensiuni? Mă refer la demografie și la mediu, care sunt foarte și foarte, cum să zic eu, grave ca și perspectivă, pe termen mediu, chiar nu tocmai lung, pentru Republica Moldova. Până la sfârșit de octombrie trebuie să avem acest outline și scope of work pentru fiecare grup de lucru definit, după care consultat cu partenerii din societatea civilă și cu instituțiile. Aceste grup de lucruri vor lucra până prin aproximativ februarie, în așa fel încât primul draft să-l avem în martie-aprilie anul viitor. Mulțumesc!